vedem imediat și primul 11 al celor de la Dinamo Kiev. Formația lui Oleg Blokhin arată în felul următor. Shovkovski este în poartă, Danilo Silva, Haceridi, Selin și Andrei Tsorikov sunt oamenii din defensivă. Miguel Veloso, Denis Garmaș, Ognjen Vukojevi sunt mijlocașii centrali. Pe ben se află Artem Kravets și Andrei Armolenko, iar în atac Dieu merci în Bocani. Pasă pentru Garmaș, aflat în poziție bună. Garmaș pentru Iarmolenko. Atenție la această fază, din nou Garmaș. Și este gol. Să vedem însă dacă este și validat, pentru că mingea a ajuns la un fotbalist aflat într-o poziție suspectă de offside. Se pare că reușita lui Oleg, lui Denis Garmaș, a fost anulată pentru offside și cred că este decizia corectă. Nu știu dacă vom avea o reluare de pe linia de 16 metri. Remarcabilă pasa lui Andrei Armolenko. Vorbeam mai devreme despre calitatea acestui decar de la Dinamo Kiev. O pasă bună trimisă aici de rotariul Laurențiu Rus. Să vedem finalizarea! Șut pe lângă poartă! Frumoasă execuția lui Ionuț Șerban. A înscris împotriva celor de la Corona Chilțe. Un gol superb, Ionuț Șerban, din lovitură liberă. Putea marca al doilea său gol din această iarnă dacă ar fi găsit colțul lung al porții apărate de Alexandru Shovkovski. Centrează Bărboianu și este o centrare periculoasă. Matei prinde Shovkovski. Ce ocazie pentru Cosmin Matei. Poziția a fost una foarte bună. Probabil că decarul lui Dinamo Vismu a venit să creadă că mingea a ajuns la el. De aici execuția mai slabă. Respinge Ticoli în fața lui Mbocani. Bărboianu, bună această pasă pentru Matei. Matei încearcă să-l depășească pe Tsurikov și reușește. Să vedem centrarea lui Matei. Este până la urmă o pasă pentru Laurențiu Rus. Centrarea era pentru Bilinski. Mingea ajunge la Filip, șut în blocaj. Momente bune pentru Dinamo. Ionuț Șerban centrează, Shovkovski prinde. Încă o dată ocazia lui Cosmin Matei. Kravets, Miguel Veloso și să vedem șutul lui Kravets pe lângă poartă. Artem Kravets are un concurent dur pe post. Are o concurență dură pentru titularizare cu Germain Lens. Bun șutul, dar nu a găsit spațiul porții. Miguel Veloso, centrare periculoasă. Mingea a trecut foarte aproape de poartă. Haceridi a păruse la colțul lung. E bine că Dinamo a scăpat cu fața curată după această lovitură liberă. Chiar a atins mingea Haceridi. Centrare pentru Bocani. Kravets și o pasă pentru Garmaș. Este 1-0 pentru Dinamo Kiev. S-a cerut de pe margine offside. Reușita lui Garmaș însă este validată de către arbitrul de centru. 1-0 pentru Dinamo Kiev din minutul 48. Centrarea a aparținut lui Makarenko. Makarenko a intrat pentru repriza secundă în locul lui Tsurikov. O neatenție acolo. Grecu a fost depășit de mingea centrată de Makarenko. Centrare acum periculoasă pentru Bocanin. Este din păcate 2-0 pentru Dinamo Kiev. Pentru formația ucraineană din minutul 57. Dieu merci, Mbocani nu a făcut un meci extraordinar, dar iată că reușește să-l învingă pe Cristi Bălcrădean. Centrarea a fost bună. Mbocani s-a înălțat, nu era marcat suficient de bine acolo. Tico se afla în fața sa.
În spatele său era Ionuț Cioinac. Recuperează foarte bine Rus. Toma în poziție bună. Toma respinge Cobalt. Cea mai importantă ocazie de gol a lui Dinamo din această repriză secundă. Joel Toma, atacantul pe care Dinamo l-a dus de la Turnul Severin, n-a reușit să-l învingă pe Maxim Cobalt dintr-o poziție bună. Păcat, avea și varianta unei pase pentru Țucudean aflat în stânga sa. Toma și-a dorit foarte mult să înscrie. Se spune că acest cantonament este unul decisiv pentru Joel Toma. Rămâne de văzut dacă va fi în lot și pentru a doua parte a campionatului. Centrează aici Rus pentru Tico Bară! A doua mare ocazie pentru Dinamo într-un singur minut. Steven Tico foarte aproape de gol. Și probabil că se efectuează acum alte modificări. Tico, n-au știut unde se află mingea, Cobalt și Makarenko, oamenii aflați pe linia porții. Cel puțin Makarenko a avut câteva momente în care încerca să priceapă unde se află balonul. Brown, un atacant care s-a aflat până în urmă cu o zi pe lista lui, e Monaco și respinge Samoil, apoi însă mingea din Grecu a ajuns la Brown, care a avut o formalitate de îndeplinit. 3-0 pentru Dinamo Kiev din minutul 77. Au avut ghinion aici dinamoviștii. Dacă la primele două goluri se poate vorbi de neglijență la marcaj, aici am văzut un șut respins de Samoilă în Grecu. Prima execuție a fost a lui Sidorciuc. Apoi Grecu s-a trezit cu mingea în picior și practic i-a oferit un assist lui Lens și nu lui Brown. Toma, Cioinac, acum Valentin Lazar centrează. Valentin Lazar, bine, și mingea este trimisă pe lângă poartă de Țucudean. Merită și Dinamo un gol, am spus-o și mai devreme. Păcat de această poziție excelentă, remarcabilă, centrarea lui Valentin Lazar și mingea este trimisă puțin pe lângă poartă de Țucudean. Atunci Lazar a reușit un dribling extraordinar, iată o nouă pasă bună a lui Lazar pentru același Țucudean. Rezistă însă jucătorul Dinamo Kiev, nu a fost fault, Țucudean continuă și este penalti pentru Dinamo. Țucudean în două rânduri, în două rânduri a câștigat duelurile cu adversarii, apoi a fost faultat de Maxim Cobalt. Am văzut și o reacție urâtă, aici îl depășește pe Vida Țucudean, însă mai devreme îl triblase pe Riziuc. Riziuc a intrat în locul lui Danilo Silva. Dragoș Grigore este față în față cu Maxim Cobalt. Dragoș Grigore, șut și gol! Dinamo București, Dinamo Kiev, 1-3 din acest moment, din minutul 81. Dinamo merita acest gol. Sigur, e de discutat dacă Țucudean și-a faultat sau nu adversarii. Arbitrul a considerat că n-a fost vorba însă de fault. Apoi a fost faultat Țucudean de portarul Maxim Cobalt. Minge trimisă acum pentru Gușev. Însă a fost atent Radu. Și este final de partidă. Dinamo București, Dinamo Kiev, 1-3 într-un meci amical disputat la Marbella. Trăim cu speranță. Voi dormite și voi pleca. Îi recomand domnului Contra să se liniștească. Trebuie să avem încredere. Va fi un meci pe viață și pe moarte. Avem șanse mari pe meciurile două. Asta e realitatea. Digi Sport 3. Știri la puterea treia.